Bună dimineața! Așa arată umerii mei după ziua de ieri. O să încerc să mă îndrept, o să încerc să mă așez. Știi că ți-am zis că ziua de ieri a fost plină de aspecte. Păi și astrologii sunt afectați. Adică și noi suntem oameni de rând, chiar dacă știm ce se întâmplă. Nu înseamnă că ne batem cu... Îmi iau mănușile de box și mă duc în univers și încep să mă bat. Bine, primul lucru cu care, bineînțeles, m-aș boxa ar fi Mercur retrograd, că ăla ne face multe probleme. Dar eu n-am avut așa niște aspecte grave, așa, importante, cât foarte multe. Le-au pisat așa puțin. Să vorbim despre ce se întâmplă astăzi și, bineînțeles, și în weekend, că astăzi este vineri. Întotdeauna vineri vă povestesc despre influența astrelor pentru următoarele zile, deci pentru weekend. În primul rând vreau să-ți spun că mâine vom avea o lună plină în Vărsător. O emisiune specială despre această lună plină există pe canalul nostru de YouTube. E o lună plină... Mie nu-mi place. Nu-mi place. În primul rând trebuie să știi că această lună plină îi... Nici nu mai știu ce verb să folosesc. Îi afectează. Folosesc verbul și o să credă toată lumea că cine știe ce vi se întâmplă. Îi afectează mai ales pe cei cu marcaj de Taur, Leu, Scorpion și Învărsător. Nu trebuie să fii doar aceste zodii, trebuie să ai și planete personale sau unghiuri în aceste semne. Și când mă gândesc la unghiuri, mă gândesc la ascendent, la fundul cerului, la descendent și la mijlocul cerului. Sau, de ce nu, la noduri, că poate aveți nodurile. Și bineînțeles, pentru că luna plină se petrece în primele grade ale acestor, ale Leului și ale Vărsătorului, înseamnă că cei care sunt născuți în primele zile sau cei care au, ce vă povesteam mai devreme, în primele grade. Dar chiar și așa, majoritatea celor în semne fixe, Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, vor resimți această lună plină. E o lună plină, of, cum aș putea să vă spun, când vorbim de lună plină, vorbim de opoziție, da? Vorbim de tot ce înseamnă relaționare sau încheiere sau o chestie de o raportare la altceva sau la altcineva. E, această lună plină, în astrogramă momentului, fiecare aspect din acesta are o astrogramă. Se petrece exact pe axa 1-7, ceea ce înseamnă că ne readuce și mai mult la fileu nevoia de a vedea, dacă e să mă întrebați pe mine, și cred că nu țin, dacă țin eu minte bine, are un ascendent în, dacă nu mă șel, prin RAC, această lună plină, treaba asta în felul următor. Gândiți-vă astăzi cine este codependent și cine este narcisist în relația în care vă aflați. Sau poate ați intrat în relație de acesta și nu mă refer doar la cea amoroasă, ci mă refer și la cea profesională. Poate ați găsit un șef foarte narcisist și voi cu o tendință de codependență să încercați să-i faceți pe plac tot timpul, nu o să primiți mai mult de la acesta. Sau într-o relație, unul dintre voi nu-l vede pe celălalt, nu-l ascultă, nu este deloc empatic, iar celălalt zice, dacă o să fac așa, o să-mi iubească mai mult. Adică, gândiți-vă foarte bine unde vă lăsați călcați în picioare. Dar gândiți-vă foarte bine unde vă lăsați călcați în picioare, nu la modul că persoana cealaltă e de vină, ci încercați să vă dați seama unde sunteți voi de vină, pentru că Leul are chestia asta de dramatizare și de victimizare foarte mare. Narcisistul, nu e el de vină niciodată. Toți ceilalți sunt de vină, toți ceilalți au o problemă, el niciodată. El este perfect, domnule, minunat, extraordinar. Și asta vine dintr-o frică interioară de a recunoaște că este om, să ne înțelegem. Și vom avea de a face cu genul ăsta de oameni. Și o să dăm vina pe ei. Odată, ce, codependenții, câteodată să știți că, din ce am observat eu și în discuțiile mele astrologice, ei recunosc că și ei pot avea greșeli și că na, nu e tot timpul celălalt de vină. Dar dacă zilele acestea tot veți avea senzația și tendința să ziceți, ha, din cauza ta mi se întâmplă asta sau din cauza relației cu tine, tot timpul dăm vina pe ceilalți, le dăm putere celorlalți și noi ne minimizăm, oricum suntem minimizați de ceea ce se întâmplă și nu ne respectăm. Că luna plină în Vărsător, ce înseamnă? Soarele este în Leu și luna plină în Vărsător. Vărsătorul vorbește de detașare și soarele vorbește de ego foarte puternic. Ori între astea două e o opoziție mâine de această lună plină. Gândiți-vă bine zilele acestea și gândiți-vă încă de la primele ore ale dimineții, unde apare ego-ul. Chiar și atunci când e cazul să ducă cineva gunoiul sau să cumpere cineva pâine pentru micul dejun. Adică dacă apar discuții, mă duc, trebuie să luăm pâine pentru micul dejun și tot aș putea să ducă celălalt și nu se duce și zice, păi poate te duci tu și săriți, vă sare muștarul, nu vă sare muștarul pentru pâine, să ne înțelegem, vă sare muștarul pentru că sunt alte lucruri nespuse și sunt niște bănuieli foarte puternice. Pe de altă parte, nu încercați să, nici să minimizați, să ne înțelegem, dar nici să exagerați cu ce se întâmplă, să faceți dâns în țara armăsar, că dacă faceți asta, alta e problema, nu feliuța aia de pâine pe care trebuie să mâncați. Astăzi avem un sextil între soare și luna neagră. Dacă sunteți undeva pe plajă, vă poate ajuta să faceți chestii nebănuite. Săriți cu parașuta,
faceți, nu știu ce, skidget pe acolo, găsiți voi o chestie să ne înțelegem, o chestie pe plajă, ce se mai face pe mare pe acolo sau pe munte cu tiroliană, cine știe. Și la serviciu să știți că soarele este sextil cu luna neagră, să ținem minte că, să ne ținem minte că soarele este în leu, Lilith este în gemeni, spuneți lucrurile, nu vă convine ceva, aveți mai mult curaj, nu vă e frică să pierdeți ceva, e nemaipomenit, tot mâine avem, și mâine avem pe lângă luna plină în vărsător, avem un trigon între Mercur și Neptun. Asta e bun, să vă uitați la filme, să vă gândiți la tot situații, tot felul de situații romantice, dacă e să mă întrebați pe mine. Și pe 25 iulie, Mercur se apropie de opoziție cu Pluto. Să nu uităm că la începutul săptămânii am avut o opoziție între Soare și Pluto, iar acum și Mercur va face opoziția asta și e tot o luptă de orgolii, de ego și de cine, care pe care. Cam asta se întâmplă la sfârșitul săptămânii. Bun! Să mergem acum să ne uităm la fiecare dintre noi. Nu uita că de fiecare dată, cum spun, nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bob, nu facem metalări. Aici sunt pur și simplu recomandări în funcție de semnul solar, de zodia în care te-ai născut. Nu e nimeni buricul pământului, deci nu are cum, nu are cum să se întâmple la toată lumea ceea ce eu spun. Și oricum eu nu spun ceea ce se întâmplă, eu pur și simplu fac niște recomandări. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. În prima fază să nu uităm că luna plină la tine se petrece exact pe casa 5-11. Și trebuie să-ți dai seama mâine unde insiști mai mult, nu că te ajută să se întâmple lucrurile, dar pur și simplu că vrei tu să insiști. Da. Dacă insiști prea mult undeva, doar ca să fii tu sigur că obții ceva, chiar dacă n-ai nevoie, gândește-te dacă e cazul să-ți consumi atât de multă energie. Orice nevoie, zilele următoare, poate și la serviciu, poate și acasă, în intimitatea ta, orice nevoie de a demonstra cuiva ceva, nu face decât să te amărască mai mult. Efectiv mai mult. Iar opoziția Mercur-Pluto de la sfârșitul săptămânii s-ar putea să te simți foarte atacat și de persoanele ce mai dragi, adică de părinți, de parteneri, de familie, de rude, de copii și să simți că sigur ascunde ceva și sigur au ei un interes. E doar o simțire, să știi, o bănuială. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Luna plină activează casa 10, încă de astăzi simți nevoia să faci lucrurile la serviciu puțin diferit. Dar la tine, pentru că soarele va fi în casa 4 și toate celelalte aspecte tot pe acolo se învârt, din perspectiva mea, fă tot posibilul ca în weekend să eviți certurile cu familia. Cu mama, cu tata, cu mătușa, cu bunicul, cu bunica, evită orice conflict cu oamenii ăștia. Cu cât te implici mai mult în conflictele acestea, cu cât, cum să spun, lipsă de energie, nervi, nu dormi, te enervezi, te superi. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Această lună plină se spriește pentru că se petrece pe casele 3-9. Deci pleci, călătorești, te vezi cu oameni, nu te mai vezi cu oameni, trebuia să te vezi cu cineva, nu te mai vezi cu cineva, ți spriește luna plină, îți spriește și trigonul lui Mercur de mâine cu Neptun, pentru că trebuie doar să te gândești că ai nevoie de niște bani pentru ceva și s-ar putea să apară persoanele care să te ajute în acest sens. Dar trebuie să ai încredere. Deci în Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Să vorbim în primul rând de luna plină, care activează casele 2-8, vorbim de cheltuieli. Tu știi ce cheltuieli ai de făcut zilele acestea, tu știi ce cheltuieli ai de făcut și nu ți le dorești sau tu știi de unde trebuie să faci rost de bani și îți este foarte greu să faci rost de banii respectiv. Asta unul la mână, doi la mână, să știi că este un sfârșit de săptămână foarte bun pentru plimbări, pentru călătorii. Trecem la Lei sau cei cu ascendentul în Leu, luna plină se petrece pe casa 7-a. E clar că partenerul începe să vadă lucrurile diferit față de tine. Mă, nu mă refer la toți lei sau toți cu ascendentul. Dar s-ar putea ca partenerul, mâine dacă vă doriți să faceți un lucru, el să vadă într-un fel, tu să vezi în altfel. Și să nu prea ajungeți la un numitor comun, oricât de mult v-ați dori. Că nu iese nici ce vrea unul, nici ce vrea celălalt, știți cum este. Când alegi după doi iepuri, câștigă al treilea. Cam și voi. Dacă nu vă iese ce vreți, mai bine vă duceți pe ce vor prietenii. Dacă primiți un telefon și vă zice un prieten, eu știu că voia să vă ce cu aia să faci, dar nu mai bine veniți aici, ia aduceți-vă voi unde zice a treia persoană. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Eu nu chem bun să cunoașteți persoane. Eu nu chem bun să renunțați la relații toxice. E o perioadă, urmează niște zile în care să aveți grijă de sănătate. Da? Pentru că luna plină la voi se petrece pe axa 6-12 și pentru că nu are legătură cu serviciu, că nu toată lumea muncește în weekend, e vorba și de sănătate, de cât consumați, de cât mâncați, de câtă grijă aveți de voi. Și mai mult, știți că nu vă face bine ceva
Și tot insistați. Ia vedeți voi. Trece la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, luna plină vă opriește. Activează casele 5-11, distracții, petreceri, evenimente, petrecut timp cu copii. Asta merge foarte bine pentru voi. În continuare vă atrag atenția cu Venusul în casa 12, cu opoziție cu Jupiter, în ce relații vă băgați. Adică dacă ieșiți în oraș astăzi și mergeți la un eveniment și într-un colț stă o persoană așa, puțin mai misterioasă, mai enigmatică și vi se spune, băi, e cam periculoasă persoana aia, care are un trecut cam dubios, voi să nu vi se aprindă beculețele și să ziceți, aha, și să alergați după ce nu trebuie să alergați. Deci grijă mare acolo. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, luna plină se petrece pe casa a patra. Poate vreți să faceți ceva prin casă sau poate vizitați familia. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu mai degrabă aș munci pentru casă. M-aș ocupa de grădină, m-aș ocupa de un grătar, m-aș ocupa să schimb perdelele, să spăl podeaua, să scutur covoarele. Adică e un weekend bun pentru asta dacă stați acasă și nu sunteți în concediu. Trecem la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetător. Plimbări, domnule. Luna plină asta activează. Axa 3-9. Nu vreți voi să plimbați? Păi plimbați-vă. Și pot fi plimbări și din acestea pe scurtă durată, vizite, să fiți ori oaspeți, puteți să primiți, puteți să fiți și gazde și oaspeți, puteți să plecați și în călătorii mai mari. Nu prea vreți să stați voi pe acasă, așa că n-are rost. Și poate cine știe, cei singuri poate întâlnesc niște persoane mai interesante. Și la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, luna plină se petrece pe axa 2-8, să ne înțelegem. Și la voi e vorba de bani, dar nu e vorba doar de banii voștri, e banii și de banii, e vorba și de banii celorlalți și de cât sunteți și voi dispuși și ceilalți să investiți în absolut orice, inclusiv într-o înghețată, să ne înțelegem, că poate sunteți undeva în vacanță pe plajă și mâine unul are un buget, unul are un alt buget și mâine când trebuie să cumpărați ceva, na, fiecare trage de bugetul lui cum poate mai bine. Negocierile sunt și bine aspectate, dar să știți că aveți darul vorbitului. În weekend, dacă vreți să convingeți pe cineva, tocați-l, reușiți. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, luna plină să petrece în semnul vostru, sunteți protagoniști, să zicem așa, dar nu o să vă simțiți foarte bine. Ceva nu e adecvat în weekendul ăsta și, bineînțeles, cei care aveți relații care scârție, o să le vedeți scârțind și mai mult în acest weekend. Și dacă ați luat o decizie legată de o relație care nu mai funcționa, s-ar putea să vă... cum să vă spun, să umble toate fantomele trecutului și să vă facă, să vă îndoiți de decizie, de ce ați făcut, de ce ați zis, dar de ce am făcut și vă chinuie, da, mai bine așa, că na, știți cum este, orice despărțire vine cu un doliu emoțional, chiar dacă voi v-ați dori despărțirea respectivă, să ne înțelegem, sau ruperea, poate și de un prieten, nu neapărat de un partener, să ne înțelegem, ticul acesta verbal scapior și de ăsta la ungul. Deci, vă vor bântui fantomele trecutului. Dar așa se întâmplă după o despărțire, după o rupere, un soi de doliu emoțional. Intrați într-un stevraj, să zicem așa, cam despre asta este vorba, dar eu vă rog să vă țineți tare pe poziții, să nu vă lăsați, mai ales că aveți și Marte casa șaptea și celălalt se va zvârcoli. Și chiar dacă sunteți într-un cuplu și nu renunțați la cuplu și luați o decizie pe persoana respectivă, va încerca să vă convingă, să vă schimbați decizia, țineți-vă tare pe poziții. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. V-aș recomanda vouă, atunci când setați lista cu treburile gospodărești din weekend, și cele pe care le faceți voi și cele pe care le delegați, ca să zic așa, sau vă sunt delegate, ce aveți voi de făcut faceți, ce au ceilalți de făcut faceți. Nu vă intersectați cu ei, nu încercați să le luați din ce au ei de făcut. Ba mai mult, dacă puteți să renunțați la ale voastre, perfect, sau dacă vă dați seama că ceva nu e atât de important și poate fi lăsat, dar deci voi o să cam munciți în weekendul ăsta. Ori faceți bagaje, ori faceți curățenie, ori faceți multe comisioane, ori faceți multe plimbări pe la magazine și dacă sunteți în vacanță, schimbați camera de hotel sau nu știu, trebuie să mergeți la cumpărături. E mare nebunie, se muncește foarte mult în weekendul acesta, de aceea luna plină se petrece și pe axele 6-12, ceea ce înseamnă că odihna este odihna, somnul este somn. E o diferență foarte mare între odihnă și somn la voi în acest weekend și nu le încurcați. Dar aveți nevoie și de una și de alta. Vă doresc să vă fie weekendul
plin de peripeții, dar unele cu amintiri plăcute, să vă aceți cu aminte cu drag de acest weekend și, după cum vă spuneam la începutul emisiunii, chiar dacă apar foarte multe frustrări, să știți că sunt niște frustrări interioare și că de multe ori nu au legătură cu realitatea, este că undeva vă întâlniți niște limite. Și când vă întâlniți niște limite, în prima fază începem să dăm vina pe ceilalți, să ne supărăm, dar limitele pot fi depășite doar dacă sunt acceptate. Dacă nu sunt acceptate, n-avem pic de putere. Sper ca weekendul următor să vă priască.